aveam 20 de ani, mă. Eram tânăr, n-aveam bani, mă. Ion Dolănescu, unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică populară, a murit astăzi în locuința sa. S-a stins din viață din cauza unui stop cardiac și vestea a luat prin surprindere atât familia cât și prietenii artistului. A fost prea mare, Dumnezeu a dat prea mare nume și glorie ca să poată să plece frunta. Vocea pe care toți românii au ascultat-o cel puțin o dată în viață. O voce care nu se va stinge niciodată din inimile celor care au auzit-o. Ion Dolănescu s-a născut pe 25 ianuarie 1944, într-o comună de lângă Târgoviște. De mic a fost înconjurat de muzică și dacă la început îi cânta vecinei care îi cocea pâine drept răsplată, la 17 ani și-a luat inima în dinți și s-a apucat serios de treabă. Lumea s-a îndrăgostit pe loc de vocea lui. Eu am uitat acum 2-3 zile cu el și nu mi-a spus nimic, niciun fel de nimic. Toată spunea că doare ceva sau ceva. A întâlnit-o pe Maria Ciobanu, de care s-a îndrăgostit. S-au căsătorit și a venit pe lume fiul lor, Ionuț, care le-a moștenit talentul. Împreună au cântat duete de dragul lui, dar în 1974, când băiatul lor avea numai 2 ani, au divorțat. A cântat în ansamblu Ciocârlia, dar și împreună cu Irina Loghin, Maria Tănase sau Ionela Prodan. A urcat pe scenă și alături de fiul său, Ionuț. De-a lungul carierei sale, Ion Dolănescu a înregistrat peste 50 de albume și a primit discul de aur pentru întreaga sa activitate. În 2000, Ion Dolănescu a intrat în politică și a devenit parlamentar. După numai 4 ani, a lăsat politica și a revenit la muzică. În fiecare an de ziua lui, Ion organiza petreceri pe care nimeni nu le va uita prea curând. Era iubit de către toată lumea și avea peste 1000 de fani.